analist politic îl pune la zid pe Liviu Dragnea, ce ar urma să îi se întâmple subliniere F-ului PSD, americanii cunosc foarte bine isprivile lui. Un analist politic îl pune la zid pe subliniere F-ul PSD, Liviu Dragnea, ceruia i s-ar pregăti ceva. Totul a fost devoalat în direct la Realitatea TV. Consultantul politic Cosmin Gu, care se află zilele acestea la Washington, a declarat că americanii cunosc foarte bine isprivile lui Liviu Dragnea, atât cele din România, cât și pe cele din Brazilia. Mai mult, nici românii nu îl știu atât de bine pe Dragnea, cum îl știu americanii. Cosmin Gu a susținut ce a avut surpriza să vad cât de bine cunosc americanii isprăvile lui Dragnea. O să spun un lucru la care telespectatorii nu se ateaptă, pe Dragnea și pe Ali, partenerul strategic îi cunoate foarte bine, atât de bine, încât nici noi nu îi știm atât de bine, și aici nu vorbesc doar de Dragnea și Tăriceanu. Toate discuțiile pe care le-am avut în aceste zile, cu cei care sunt interesați de România, am avut surpriza să vede ce dânii cunosc foarte bine isprăvile lui Dragnea, atât din România, unele pe care noi nu le știm, atenție, dar isprăvile din Brazilia. Acesta a punctat ce a aflat acum 3 zile, la Washington, ceva publicări se proiect, vineri, despre Liviu Dragnea, ce o să publice mâine se proiect, eu am aflat la Washington, acum 3 zile. Mâine se proiect o să publice niște lucruri, cu un procuror din Brazilia, legate de implicarea lui Dragnea și a unor apropiai de ai săi în transferuri ciudate de bani, fel de fel de investiții, la fel de ciudate. Eu le-am aflat de la un om foarte interesat aici la Washington, și de asemenea conectat la zona de putere de aici. Gu a subliniat că SUA nu au un partener în România, pentru ce ducem lips de lideri politici care să facă eforturi în acest sens. În timp ce Dragnea este în continuare refuzat la vizitele pe care îi le plănuiește, în rest, SUA ce se fac? Ar aștepta de la România un partener, dar nu au. Nu există lideri politici care se acționeze într-un sistem de parteneriat, fie ce vorbim de cineva de la Casa Albă, fie ce vorbim cu cineva de nivel parlamentar. Dragnea a făcut tot felul de eforturi să se apropie de liderul Camerei Reprezentanilor, dar după cum bine știm a fost refuzat la vizit săptămâna trecut. Facem continuare eforturi, a spus acesta.